Începe cu ajutorul lui Dumnezeu lectura unei noi cărți de mare valoare și profunzime și care va aduce mult folos duhovnicesc. Este intitulată Povestiri duhovnicești și îl are ca autor pe Sfântul Anastasie Sinaitul. Câteva date informative vă voi da din amplul cuvânt înainte al acestei cărți scris de părintele dr. Dragoș Bahrim, editorul volumului a apărut la Doxologia, din care vă citesc acum. Multe și fără număr sunt minunile și semnele făcute creștinilor în diferite locuri, spune Sfântul Anastasie Sinai, Chiar și în generația noastră, vrednici și de toată pomenirea, și de a fi scrise cele arătate și înfăptuite pe mare și pe uscat, în diferite locuri. Dar, acum, din pricina nesiguranței vieții noastre, ne-am străduit să adunăm numai pe acelea care sporesc credința creștinilor și care sunt spre întărire fraților noștri prizonieri și tuturor celor ce ascultă și citesc cu credință. Sfântul Anastasie Sinaitul a trăit între anii 630-700 și este unul dintre autorii încă foarte puțin cunoscuți și valorificați în spațiul românesc. Opera sa teologică, însă, așa cum este cunoscută astăzi, este suficient de vastă și de valoroasă astfel încât el ocupă deja un loc de cinste între părinții secolului al VII-lea, alături de sfinții Maxim Mărturisitorul, Ioan Scărarul, Sofrone al Ierusalimului sau Ioan Moshu. Ea cuprinde scrieri ascetice, exegetice, opuscule dogmatice și apologetice, omilii, toate cu o puternică notă personală deși nu s-a socotit pe sine o autoritate în materie, declarându-se mai degrabă un teolog amator. Aceasta nu l-a împiedicat să aibă o consistentă activitate misionară și să intre în polemică cu episcopii monofiziți, care începuseră să domine în timpul său, cu partizanii monotelitismului, dar și cu arabii musulmani sau cu evrei. Comparat cu Sfântul Maxim Mărturisitorul, contemporanul său, care a fost un spirit de sinteză și un mistagog a cărui operă comportă un nivel ridicat de dificultate, de multe ori savant, părintele Sinait ar putea și mai degrabă caracterizat drept un bărbat duhovnicesc apologet, predicator și exeget, preocupat intens de îndrumarea duhovnicească a monahilor și cercetarea pastorală a laicilor. Scrierile sale au ajuns atât de cunoscute încât a ajuns să fie calificat în viacurile următoare drept un nou Moise. S-au păstrat, după cum spuneam, puține date despre Sfântul Anastasie. Iar pe acestea le avem mai ales din câteva aluzii la viața sa pe care le scapă în scrierile sale. Izvoare externe, contemporane, care să vorbească despre el, nu există, de vreme ce a jucat un rol destul de discret în biserica timpului său. Nici măcar dacă a fost cu adevărat egumen al Sfântului Munte Sinai, nu este o certitudine. Pare mai degrabă o ipoteză falsă. Singurele surse care afirmă aceasta sunt hagiografice, iar aceasta poate fi un reflex al prestigiului sau real descriitor. Sinaxarul Bisericii Constantinopolitane îi consacră o notă scurtă pentru ziua pomenirii sale, 21 aprilie. Acest părinte, Anastasie, părăsind lumea și cele din lume și luându-și crucea potrivit stăpâneștii porunci și fiind tuns monah, a urmat cu râvnă lui Hristos, fiind iubitor al ceor mai mari nevoințe ale virtuții. Vine la Ierusalim atras fiind de locurile sfinte și închinându-se cu credință urcă pe muntele Sinai. Acolo, aflând monahi petrecând în cea mai înaltă nevoință ascetică, a rămas cu ei, supunându-se lor și slujind. Fiind smerit la cuget, a primit harisma cunoștinței și a multei înțelepciuni. Scriind viețile părinților sfinți și compunând cuvinte de suflet folositoare, a plecat la Domnul la adânci bătrâneți. Mai mult decât orice alte analize și concluzii, însă și lectura. În cazul nostru, audiția acestor povestiri va aduce cu siguranță cel mai mare folos. Harul cuvântului lui Dumnezeu din ele, viu și lucrător, dăruiește adevărata hrană care poate potoli foamea de a auzi cuvântul Domnului. Căci, spune Sfântul Anastasie, istorisirile cele bune strălucesc biserica lui Dumnezeu, ne întăresc în cunoașterea lui Dumnezeu, ne înalță sufletele la Dumnezeu, ne întorc din înșelare, îi trezesc pe cei trândavi, sprijină pe cei învăluiți, încădințează pe cei smintiți, îi înmoaie pe cei împietriți cu inima și îi luminează pe cei simpli. Și mărturisește aceasta orice scriere de Dumnezeu inspirată, care este de folos. Printre acestea sunt și povestirile de față, a căror auzire cu adevărat este viață veșnică în Hristos Iisus Domnul nostru, căruia fie slava în vecii vecilor.